Bună seara, urmăriți politică cu Natalia Morari. Astăzi discutăm despre principalele evenimente politice, dar și pronosticuri pentru 2018, împreună cu invitații mei din această seară. Este vorba de Sergiu Mocanu, președintele Partidului Politic Mișcarea Populară Antimafie. Bună seara, bine ați venit. Și Andrei Popov, bunul nostru prieten, coleg și președintele Institutului pentru Inițiative Strategice. Sper că n-am greșit. Președinte. Nu, director executiv. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Atâtea funcții. Domnul Mocanu, înainte de pauză, Andrei m-a întrebat cum e să fiți unul dintre cei politicieni care rămâne în politică activă moldovenească de aproape 26 de ani. Deci, da, de la independență. Da, și dumneavoastră ați spus că vestea cea proastă este că aveți de gând în primul rând, cred că pentru domnul Popov, da. Că aveți de gând să rămâneți în politică încă pe vreo 20 de ani. Dar ce vreți să faceți în tot timpul ăsta? Dar de ce din start ați spus vestea proastă pentru Andrei Popov? Pentru că noi, haideți să încep cu aceea că dacă o să pară astăzi un pic mai crispat, trebuie să spun oamenilor, da, numai cei care nu au avut dureri de dinți nu o să mă înțeleagă, dar eu sper că o să noi fie bine. Noi apreciem că oricum ați venit la noi. Da. Ce ați face în acești 20 de ani? Pentru că, m-ați întrebat sau nu ce mi-ați spus? Că... Imediat deci... am spus, din păcate, pentru Andrei Popov. Exact, mai da, pentru 20 că eu am și spus că am acceptat invitația dumneavoastră ca pe o provocare, pentru că noi suntem pe baricade diferite politice. Eu, de exemplu, când merg într-un studio, de exemplu, la colegul dumneavoastră, Gheorghe Gonța, n-am nicio problemă, pentru că el este ziarist independent, el este dumneavoastră, însă sunteți oameni cu poziție civică activă, dumneavoastră chiar politician. Deci ne considerați o baricadă, e corect? Sigur, sunteți altă baricadă și atunci trebuie lucrurile clarificate din start, adică eu nu am venit... De ce fel de baricadă suntem noi, ca să înțelegem? O baricadă politică, geopolitică, deci noi avem puncte de vedere diferite, adică eu întotdeauna când merg într-un studio, chiar la dumneavoastră în studio odată am avut o altercare cu Azu Năntoi, care venise în studio și spune eu ca simplu cetățean și eu am glumit atunci, zic că domnul Năntoi cred că și-a luat cetățeanul astăzi de pe poliță și a venit cu el la emisiune. Mâine și e membru de partid, poimine activistul civic și atunci apare în ipostazii care, deci în forme fără fond sau forme care induc în eroare ascultătorul. Deci noi am pornim înțeles. Dialogul și eu apreciez faptul că m-ați invitat, dar vreau să accentuez... Dar îmi permiteți să dau dar, și eu nu, o replică? Ca să închei. Deci, da. Dar îmi permit să accentuez că stau de vorbă cu doi oameni. Unul implicat direct în politică, Popov, care este social-democrat, eu sunt liberal, și dumneavoastră, care aveți o poziție politică activă, poziție civică, dar la noi se amestecă toate, da? Tot de stânga, tot în altă tabără, pur și simplu, sigur că... De stânga? Bine. Cel puțin așa multe apreciez lucruri, eu. Da, multe lucruri interesante voi afla, da. Probabil, astăzi despre mine, dar nu pentru aceasta v-am invitat. Deci am clarificat, da. Nu luați în nume de rău, am clarificat absolut. Lucrurile ca oamenii să știe cine stau de vorbă, da. Da, vreau și eu să... Nu, o clipă, Andrei. Imediat. Andrei, imediat. Doar să precizez că eu nu sunt deloc politician. Andrei, te rog, totuși eu cer dreptul la replică. Trebuie și eu să fac anumite precizări. Dumneavoastră ne considerați o baricadă, noi însă suntem o platformă deschisă pentru toată lumea. Am apreciat. Da, ați văzut că noi avem foarte multe emisiuni care sunt realizate de mai mulți jurnaliști, activiști civici, reprezentanții societății civile și așa mai departe. Noi suntem deschiși pentru toată lumea și chiar apreciem că ați venit dumneavoastră la noi. Și, Eu mi-aș dori ca toate baricadele din Republica Moldova să fie la fel de pluraliste ca noi. Asta ar fi frumos. Andrei, te rog. Nu, domnul Mocanu, înainte de a veni la emisiune, a postat că acceptă invitația ca o provocare și pentru mine este o provocare intelectuală. Eu vă urmăresc de, cred că de două decenii și sunteți o prezență activă, inconfundabilă în spațiul public, în diferite ipostaze, în mișcarea de Liberare Națională, Frontul Popular. Ați fost pe frontul 92, sunteți cavaler al Ordinului Ștefan cel Mare, cum am clarificat. Ați fost în Convenția Democrată, cu două mandate în Parlament, 3 ani de zile, dacă nu mă înșel, ați fost consilier la președinte Voronin. După ce, nu știu, v-ați pocăit, ați plecat în 2007, ați fost închis în aprilie 2009, ați stat 4 luni. După aia, în vara anului 2010, ați lansat mișcarea Antimafie, care ați apărut la o conferință de presă împreună cu Victor Țopa și de atunci sunteți cunoscut ca promotorul acestei campanii sub sigla Nu Mafie. Și ați candidat în alegerile parlamentare din noiembrie 2010.
14, obținând 28.000 de voturi, 1,8% din sufragii. Deci, 1,74. Am rotunjit. Eu am fost în spațiu politic, după ce m-am reorientat în spațiu diplomatic, iar anul trecut, acum un an jumate, am plecat din ambele ipostaze, cea diplomatică și membru de partid, și acum chiar sunt cetățean independent. Televiziunea TV8 îmi oferă o platformă civică unde, din păcate, până în prezent nu sunt deloc remunerat, dar accept cu invitații, cu plăcere invitațiile, Natalia, și am emisiunea mea săptămânală Boțan cu Popov. Cum aveți și dumneavoastră? Pot să adaug și eu ceva? Vorba este că atunci când dumneavoastră ați plecat de la Partidul Democrat, dumneavoastră în spațiu public ați lansat opțiuni mai radicale chiar decât Partidul Democrat. Adică ați criticat Partidul Democrat pentru alianța lui cu românii, cu Ghimpu, ați venit cu poziții mult mai tranșante decât Partidul Democrat privind neutralitatea, națiunea civică moldovenească, ați presupus că în spațiu public veți face și politică, deci de la asta pornim. Eu acum nu spun de bine sau de rău, eu spun ca să clarifice lumea cine stau de vorbă în studioul ăsta. Deci sunteți social-democrat, foarte bine, eu sunt liberal, eu am altă viziune asupra conceptului dumneavoastră de națiune civică și acest pozitivism, omenie și așa mai departe. Uh-huh. Eu am altă poziție. Deci eu nu consider acum că să-l aperi pe un criminal cum este Filat ar fi omenie. Uitați-vă, eu admit, în anul 2016, timp de câteva luni de zile, am prospectat posibilitatea implicării active în politică. Dar am renunțat la acest proiect odată ce am lansat proiectul Diplomație Populară, despre care cândva am vorbit și exact, și eu l-am apreciat, mersi. Asta recunosc, l-am apreciat. Apropo, dar un proiect care la fel mea, este domnul plasat Popov, pe poate nici dumneavoastră nu știți lucrul ăsta. Poate nici dumneavoastră nu știți lucrul ăsta, experiența mea arată că majoritatea lumii în Republica Moldova folosește platformele civice pentru a se lansa în politică. Nu, uitați-vă, eu sunt de un an și jumătate, doar ca să clarificăm, eu sunt de un an și jumătate în spațiu public, eu n-am afilieri politice, nu am planuri să particip în campanie. Bine, okay. De exemplu, acum nu am planuri, și nu cred că nu se va schimba nimic. Eu sper că nu o să vă supărați. Deci eu sunt cetățean căruia îi pasă. Perfect. Și cred că calitatea aceasta ar putea să ofere o platformă bună pentru un dialog de substanță, cu un om interesant cum sunteți dumneavoastră, plin de alegorie, energie, dar și câteodată faceți niște supoziții la limită, dar despre ele putem discuta. Eu aș vrea totuși să revin la prima mea întrebare. Dumneavoastră, înainte de emisiune, ați spus că veți rămâne încă pe vreo 20 de ani în politică. Vreau cel puțin. Da, cel puțin doriți. Vreau să mai zbor încă pentru, 20 de ani și să rămân în politică. Vreau. Pentru ce doriți să rămâneți în politică? Ca să faceți ce? Pentru ca să-mi realizez cauza pentru care lupt eu o viață întreagă. Deci eu, în ciuda unor opinii care au drept la viață, lumea are drept să judece traiectoria mea politică, unii cu rea voință, alții cu mai bună voință. Eu am trăit o cauză și partidele prin care am trecut eu Frontul Popular, am rămas în Partidul Renașterii și Concilierii și pe urmă, de fapt, la Antimafia, alte partide n-am întâlnit în viața mea. De fapt, eu am considerat că aceste partide s-au perindat pe linia pe care am mers eu. Adică lumea în jurul meu a oscilat, iar eu am fost întotdeauna pe aceeași linie. Eu sunt liberal. Deci dumneavoastră ați fost centrul acestor forțe politice? Nu, eu nu am fost centrul. Eu mi-am ținut linia mea. Eu n-am fost centru niciodată și, din păcate, eu am șanse puține, deocamdată, cel puțin, în politica din Republica Moldova să am succese fulminante și așa mai departe. Eu nu pretind că eu am rating mare, voturile arată, din multe motive. Dar eu îmi țin linia mea, eu nu mă mulez pe dispoziția oamenilor, deci e ușor să faci politică atunci când rogi pe cineva să-ți aducă pe masă toate gogoașele care sunt consumate de moldoveni, spui, bă, ce le-ar plăcea moldovenilor acum? Bă, ăștia vor acum integrare euroasiatică, le dăm integrare euroasiatică, nu prea ar vrea cu americanii, nu le dăm asta și tot așa. Deci eu pretind că eu am un profil politic foarte clar, și o cauză foarte clară exprimată de mine pentru care luptă în viața asta și foarte mulți oameni în viața asta au fost trecători. N-am fost niciodată de vânzare, indiferent ce s-ar crede, nu am fost nici măcar supusul lui Voronin, chiar dacă am fost funcționar public și consilier. Mă consider un om liber în politică, liber să spun ce vreau și să fac așa cum cred eu de cuvință. Și de aia vreau să rămân în politică ca să las în urma mea... Ce?
ca să lase în urma mea un curent de opinii care se constituie din conceptul meu de viață, din constructul pe care mi l-am făcut eu și din tot conceptul meu de viață. Vreau să vă spun că la ora actuală am o emisiune pe internet care este privită în funcție de la 5, 6, 7 mii de oameni. Eu cred că acești 5-6 mii de oameni, care nu sunt foarte mulți deocamdată, sub aspect electoral nu sunt foarte relevanți, dar acest curent de opinie, eu cred că am posibilitate în cei 20 de ani pe care vorbesc eu, să-l cresc până la dimensiunile unui partid parlamentar. Fiți atent, n-am spus că vreau cu orice preț să ajung în Parlament, îmi trebuie funcții careva și așa mai departe. Niciodată n-am... Este adevărat că au fost momente când am fost mai pătimaș și când îmi părea că e sfârșitul lumii dacă nu reușesc. De exemplu, în campania electorală trecută, când toată societatea civilă când toată societatea civilă era antrenată în păstrarea cursului european și spunea, nu puteți mergeți, spune chiar noi astupăm nasul. Nu se poate degeneraliza, nu chiar toată. Dumneavoastră, în orice caz, ați spus că trebuie să astupăm nasul și să mergem să votăm cu ăștia. Nu, domnul Mocanu, ați fost foarte atent. Domnul Mocanu, dacă spuneți că promovați adevărul... Bine, haideți, dacă de fiecare dată vreți să faceți precizare pentru telespectatorii care ne urmăresc, este corect să fac și eu o anumită precizare. N-aveți dreptate când spuneți că eu am spus că trebuie de astupat nasul și de promovat. Da, este adevărat că și eu am participat în acea campanie salvăm, cum sunt... Eu nici nu mai țin minte cum ea se numea, dar atunci când cu 3 sau 4 zile înainte de alegeri a fost scos partidul nostru din cursă și a fost făcut acest lucru absolut ilegal, asta a fost dovedit pe urmă și în instanță de judecată, eu am considerat că nu este corect când, chiar dacă partidul nu merita să participe, asta trebuia de făcut altfel. Și eu atunci în emisie direct am anunțat că îmi pare rău, public, am cerut scuze că am participat în această campanie, un alt subiect care ne-a pentru că metodele contează, apreciez chestia asta pentru că pentru oamenii publici este bine să-și ceară iertare publică, eu pentru că toți sunt oameni și greșim și este mai grav atunci când oamenii publici, în special, insistă în greșeală. Atunci chiar este diabolic. Eu, spre exemplu, nu am considerat, eu mă mândresc cu toată activitatea mea pe care am făcut-o în viața mea, inclusiv la președinție, dar au fost niște oameni care au avut o percepție anume atunci când m-am aflat la președinție. De la ei mi-am cerut iertare. Nu de la speculanți, dar anume de la oamenii care atunci când m-au văzut alături de Voronin au avut o percepție, o durere în suflet și o percepție că eu i-aș fi trădat, eu mi-am cerut iertare de la ei și să știți că anume acești oameni, în majoritatea lor parte, am acest feedback, am acest răspuns de la ei că acești oameni au primit scuzele mele. Un follow-up și la mine se spune așa în satul dumneavoastră. Un punct de convergență, sper. Ați spus că sunteți un om liber, care face ceea ce consideră important și nu e dependent de partide sau de alte forțe. Admiteți faptul că există și alți oameni liberi, inclusiv în acest studio? Admit. Eu cred că dumneavoastră, vreau să vă bănuiesc de faptul că sunteți oameni liberi, numai că sunteți alți oameni. Eu am spus la un moment dat, chiar dar ești normal doi. Să fim diferiți. Exact, normal și eu eu am apreciat faptul că m-ați invitat aici, atât vreau ca lumea să știe că oameni diferiți pot discuta. Deci eu la un moment dat am spus despre dumneavoastră, am spus, cred că despre ambii, despre dumneavoastră, am spus că pur și simplu așa s-a întâmplat că în emisiunile mele dumneavoastră sunteți personaje în emisiunile mele. Da, eu știu, foarte des, exact, da. Eu am fost mirată cât de mult timp mi-e dedicați. Folosesc pentru a exemplifica anumite lucruri. Și eu am spus la un moment dat, dar vreau să mă credeți că asta este percepția mea și eu chiar așa cred. Adică eu am foarte des am o stare de deja vu. Când mă uit, eu spuneam, acum 20 de ani, eu stăteam cu nomenclatura sovietică în fața mea, eram cam de vârsta dumneavoastră, și spuneam, domnule, ăștia vremea o să-i ducă dracului, iertați-mă de expresie, și o să vină altă generație. Și adeseori cu oameni ca dumneavoastră, dar și cu dumneavoastră, am o senzație de deja viu. Eu zic, Doamne, nomenclatura sovietică acum este mai tânără ca mine. Pentru că în modul în care vorbesc, spre exemplu, dumneavoastră, despre națiunea civică moldovenească, pentru mine răsună la fel cum suna de la trogloditii aia sovietici, cum suna în Uniunea Sovietică s-a creat un nou popor sovietic. Eu așa o percep și atunci eu zic, domnule, eu...
am câteodată trăiesc fatalismul ăsta și acum nu e de bine sau de rău, sunteți alții pur și simplu. Eu trăiesc fatalismul ăsta, spun, domnule, dar nu mai scap, nomenclatura sovietică e mai tânără decât mine. Domnul Cohen, dacă îmi permiteți. Deci eu corect înțeleg că noi, dumneavoastră, ne considerați produsul. Atunci când mergeți în zona, nu vă supărați, deci atunci când mergeți în zona națiunii civice moldovenești sau Nicătând sau nu știu ce, adică aici. Nicătând nu se folosește în română. În mod sigur nu se folosește, dar noi avem acum un întreg partid Nicătând. Uitați-vă, eu cred că trebuie să continuăm discuția în acest spirit, să clarificăm niște lucruri. În ce mă privește pe mine, eu am alt criterii de apreciere cât de modern și european este omul. Capacitatea de a admite și accepta auzi și respecta o altă opinie. Este un element definitoriu de europenitate. Ori în ceea ce privește de identitate civică în Republica Moldova, nu moldovenească, eu subliniez că acest lucru nu ține de identități etnice. Aici, exact. Noi, în țara noastră, nu avem și probabil nu o să avem în curând un compromis. Dar în ceea ce privește nivelul identității civice, cetățenești, toți, indiferent de etnie, de cum ne numim limba maternă sau ce orientări, preferințe geopolitice avem, cred că avem o calitate comună care ar trebui să ne unească și anume cea de cetățeni ai acestui stat, care sunt diferiți și trebuie să respectăm dreptul fiecăruia. Ori când spuneți de nomenclatură și abordări neobolșevice, o trăsătură definitorie... Nu am zis neobolșevice. Dacă vreți să-i dau apreciare, îi spun comintern. Uitați-vă, eu condamn încercările de a rescrie istorie după matricile Cominternului, de a contrapune românismul cu moldovenismul, de a accentua diferențele dintre români și moldoveni. Dar eu accept dreptul fiecăruia să-și identifice starea, percepția sa identitară, dar acceptând că există o platformă comună, cea civică, cetățenească. Dumneavoastră sunteți cetățeană Republicii Moldova, Natalia și eu. Această platformă ne unește și noi toți avem niște obiective comune care ar trebui să ne unească pentru o activitate pozitivă, de construcție, de mobilizare. Dar, din păcate, ne bălăcim în discuții identitare, lingvistice, etnice și când vorbesc, atenție, e foarte important. Eu, de altfel, nu stăre foarte mult pe acest discurs. Când spun de identitate civică în Republica Moldova, nu moldovenească, și nu construcție, dar consolidarea ei, eu vorbesc despre un alt plan care nu ține de etnie, de istorie, de limbă. Dar cred că am popusit prea mult pe aceste aspecte clarificatorii. Da, trebuie să depășim acest subiect. Da, îl depășim imediat. Am înțeles eu corect, noastră ați renunțat la națiunea civică moldovenească. Eu vorbesc despre identitate, necesitatea de vorbire. Eu sincer, nici n-am auzit așa ceva de la Andrei. Eu întotdeauna am auzit despre... Este chiar în emisiunea noastră. Eu nu știu... Cel puțin, eu țin minte cum Andrei întotdeauna spunea că nu contează cine suntem noi. Moldoveni, români, ucraineni, găguși. Contează foarte mult. Eu acum, noastră vorbeați și eu spuneam, da, sigur că nu. Totuși e dreptul fiecare să se identifice așa cum trebuie. Dar toți noi suntem cetățeni a acestui stat. Ultimele două weekenduri le-am venit la Iași. Aș fi vrut la o altă emisiune cu Octavian Țicu să discutăm despre istoria bunăvară românilor. O cunosc, poate nu mai rău, poate nu mai bine, dar o cunosc foarte bine. Nu mă haideți să acum nu despre istorie limba, pentru că atâtea subiecte... Corect, nu a fost o clarificare care cred că e bună. Atâtea subiecte importante există. Mergem înainte. Știți, ca și întreaga țară, vom pierde 25 de ani pe asta și tot vom sta pe loc dacă nu vom degrada. Domnul Mocanu, dumneavoastră, sunteți mereu foarte activ în spațiul public. Nu contează, faceți o emisiune pe online sau mergeți la televiziuni, nu prea vă invit ce drept la televiziune acum, dar mereu vocea dumneavoastră este auzită. Dacă ne aducem aminte cu ce ieșați din 2010 încoace, ați avut câteva momente foarte tari când ceea ce ați prezis dumneavoastră s-a adeverit. Îmi pare că dumneavoastră ați fost primul care a spus încă în primăvară sau vara 2010 că Vlad Plahotniuc se va lansa în politică. Ați spus dumneavoastră asta, chiar dacă Vlad Plahotniuc încă nega acest lucru. Dumneavoastră ați fost acel care a ieșit și a vorbit despre cazul Pădurea Domnească, acel caz care a provocat mari schimbări pe arena politică. Dumneavoastră multe lucruri le-ați spus care s-au adeverit. Dar mai este ceva, în ultima perioadă, și eu aud asta de la mai mulți colegi de-ai mei din Breaslă, experți și așa mai departe, că dumneavoastră în ultimul, cred că un an și jumătate, foarte dur criticați opoziția și nu contează cea de stâncă sau cea de dreaptă. Foarte mult o criticați, chiar dacă luptați în continuare cu regimul mafiot și despre asta la fel vorbiți. Oricum, cumva, aceasta se pliază cu acea stratagemă
că nu e problemă că diavolul este negru, problema este că îngerii nu sunt albi. Într-un fel, toată lumea este amestecată cu aceeași culoare. Pot să spun punctul meu de vedere asupra acestui fapt? E o impresie greșită sau nu? Vorba este că criticile mele au rămas constante, așa cum vă spuneam, pentru mine au rămas la aceeași adresă care le făceam întotdeauna. Vorba este că chiar acești oameni care spun lucrul ăsta au trecut pe altă adresă, dar nu-i vina mea. Deci oamenii pe care eu acum îi critic, ei s-au pomenit în opoziție ca și mine. Ei nu erau în opoziție în 2013. Ei erau pe lângă Filat, majoritatea ăștia care vă spun lucrul ăsta. Bine, de exemplu, Andrei Năstase a apărut în opoziție. Un caz mai aparte. Deci, dar majoritatea celor, hai să zicem, nu Năstase, că nu, eu îl știam și atunci. Dumneavoastră nu îl cunoșteați. Dar, deci, majoritatea celor care spun lucrul ăsta spun, Mocanu, acum atacă opoziția. Eu le spun întotdeauna, deci oamenii, așa cum vorbisem înainte, oamenii, deci întotdeauna agenda politică a unui om, peste tot, este una și aceeași. Conștientizarea unei greșeli, ruperea legământului și exercițiul de depășire a propriei condiții. Deci eu întotdeauna le spun acestor oameni, oameni buni, eu aș înțelege foarte exact. Dom'le, nu e o problemă, este o problemă. Ați greșit, ați considerat că Filat reprezintă un orizont de așteptare. Am greșit și eu altă dată, în oameni, greșesc foarte des. Dom'le, dar atunci când porniți un nou proiect politic, porniți de la chestia asta. Dom'le, am greșit, am avut o apreciere greșită, am crezut că așa e bine. Și mai departe, de la momentul ăsta a conștientizării acestei greșeli, poți să edifici ceva. Acum la cine vă referiți? Eu mă refer, spre exemplu, la Maia Sandu, care... Este un orizont de așteptare. Deci ea trebuie să-și facă mea culpă. În mod sigur trebuie să facă un proces de conștiință. Să-l facă ea, să încerce să-i explice oamenilor foarte exact ce vrea, și să, pentru că nu poți, adică argumentul cel mai important împotriva mea întotdeauna este ratingul lor. Dar eu ca om liber de ratingul lor... Aveți dreptul să-i criticați pe toți, chiar și pe cei care au cel mai înalt rating în această țară. Deci acești oameni, deci eu când o văd pe Maia Sandu, care atunci când este întrebată, e crânește din nas ca și Filat, dom'le, dar ăștia n-au rating. Ce are ratingul cu o idee clară, expusă, pe care trebuie să o spui? Eu nu am văzut pași coerenți. Există, este adevărat, o percepție și percepția contează, dar eu nu sunt omul actia de putere și de, dom'le, imediat, acum... Trebuie să facem acum sau niciodată unirea tuturor forțelor. La noi forțele s-au unit în Moldova noastră, de altă dată, s-au unit de la antiromânul, deci omul sovietic, dinozaur Urecheanu, până la Pavlicencu, care e unionistă. Și ce a ieșit din construcția aia? Acum se fac la fel construcții foarte, foarte, foarte confuze pentru o viitoare alianță. Eu, de exemplu, când intru într-un studio, iată, eu am fost odată la dumneavoastră în studio în campanie electorală. Dumneavoastră ați avut... 2010 încă. În 2014. Dumneavoastră atunci ați avut o rigorizitate extraordinară cu mine, deci dumneavoastră mi-a spus asemenea întrebări încât s-a conturat foarte exact profilul meu politic. Exact, asta a fost făcut special. Și corect, împotriva neutralității, România, corect. Deci toate le-am spus și eu cu rigorozitate profilul meu politic s-a văzut. Eu n-am văzut aceeași rigorozitate a jurnaliștilor în ceea ce ține, de exemplu, de profilul lui Maia Sandu. Noastră știți, de exemplu, ei pentru neutralitate sau nu? Ea a fost întrebată. Faptul cum răspunde, deci, asta deja nu este exact, problema jurnalistului. Da. Deci, pentru mine este important ca jurnalistul să meargă ca vânătorul la vânătoare și să scoate profilul din om. Eu pur și simplu trebuie să anunțăm o pauză. Vreau să vă explic de ce apare această percepție. Eu, din păcate, pentru că lucrez și am emisia aproape în fiecare zi, n-am posibilitatea de fiecare dată să urmăresc emisiunea dumneavoastră. Dar astăzi, când mă pregăteam de emisiune, am urmărit câteva special, ca să văd despre ce vorbiți. Să spun și să le recomandăm pe cele mai bune, că nu sunt trebuia, probabil. Și iată, eu personal am auzit mai multe critici la adresa lui Andrei Năstase, Maia Sandu, Usatăi, Dodon. Vorbiți despre Partidul Democrat. Nu pot spune când vorbiți. Vorbiți. Dar dacă luăm per general, mai mult despre opoziție. Este oricum. Și firesc pentru că știți de ce e firesc, ne spuneți după o scurtă pauză de publicitate. Okay. Să nu uitați, vă rog. Okay. Rămâneți că noi revenim foarte curând.
Am revenit în studio, continuăm să discutăm cu Sergiu Mocanu și Andrei Popov. Eu îmi cer scuze, Andrei, mai mult timp i-am dedicat domnul Mocanu în prima parte emisiunii, pur și simplu tu vii mai des, dar mă voi corecta, promit. Înainte de pauză v-am întrebat domnule Mocanu despre acea percepție care se creează și v-am povestit. Inclusiv eu astăzi am privit mai multe emisiuni și am văzut mai multe critici per ansamblu aduse la adresa opoziției decât la adresa regimului mafiot. Exact. De ce? Eu, întâi ca să diferențiem, când e vorba de Dodon și Usată e una, când e vorba de Maia Sandu și Năstase e alta. Deci eu nu, eu am spus cam tot ce am avut de spus de Plahotniuc și tot ce o să mă întrebați astăzi de Plahotniuc o să vă spun. Deci eu consider că despre Plahotniuc ori mai vorbim, ori nu, noi trebuie să facem ceva, pentru că dacă nu reușim, și eu am să găsesc soluții pentru asta, o să vin cu soluții politice în privința lui Plahotniuc, dacă nu înlăturăm acest rău absolut din politica din Republica Moldova, atunci noi n-are rost să ne dăm în spectacol la viitoarele alegeri. Sistem mixt, sistem proporțional, n-are niciun rost, vă asigur. Deci dacă omul ăsta n-ajunge într-o pușcărie europeană... Dar cum îl înlăturăm? Poate vorbim, poate ajungem să vorbim, că acum vreau să vă spun de ce. Eu pe Maia Sandu foarte mult timp am criticat-o încercând poate aude. Eu am impresia că ea are un fel de autism. Îmi pare rău, nu vreau să supăr pe nimeni, dar are un pic de autism politic și social. Deci este posibil, nu cunosc profilul ei, eu nu cunosc personal pe Maia Sandu, posibil că are o anumită urmare, deci a fost ca un obiect contondent lovitura asta care a fost, zicem, domnule, am consolidat 48%. Este foarte aproximativ să spui că ai consolidat 48% din electorat. Deci acest electorat oricum nu se ducea nicăieri. Dar eu am criticat întotdeauna și rămân până acum la aceeași părere că acești oameni au săvârșit cel puțin o greșeală foarte gravă cu alegerile prezidențiale. Deci acei eu chiar am făcut o metaforă. Nu. Eu mă refer la Maia Sandu și la Năstase, care au vrut alegeri prezidențiale. Eu pentru asta cel mai mult i-am criticat. Eu chiar am făcut o metaforă, chiar dacă e rea, acum o spun. Deci ei, în sensul ăsta, seamănă un pic cu Proca, cu killerul Proca. Două ținte, două ținte ratate. Două ținte ratate. Deci, dar asemănarea este uluitoare. Deci, prima ținte prezidențiale, Dodon a ratat ținta Gorbunțov, a doua ținte chiar și falsă. Deci... Vă înțeleg, dar inclusiv ceea ce faceți dumneavoastră acum, mie îmi creează impresia că este o... Chiar se pliază cu strategia asta de a arăta că nu diavolul este negru, dar îngerii nu sunt atât de albi. Și nu, astfel... Deci, nu știu de ce spuneți chestia asta, pentru că nu, eu nu împart lumea asta politică în diavol și în îngeri. Eu zic că oamenii politici... Valeriu Strileț a spus că Vlad Plahotniuc așa e în partea. Exact. Dar comparația asta poate e bună, dar pentru alte situații. Eu cred că oamenii politici nu trebuie să-și spună complimente, nu trebuie să-și spună vorbe dulci, nu trebuie să laude unul pe altul, că asta facem de 26 de ani. Exact, oamenii politici de acord, trebuie să bată, aici trebuie să discute idei. Domnul Mocanu, aici subsemnez, pur și simplu, când eu astăzi am urmărit mai multe emisiuni, da, n-am avut posibilitatea să urmăresc cap-coadă, dar special am pornit mai multe și fugitiv le-am urmărit, eu am auzit mult mai multe critică la adresa opoziției. Doamna, și doamna credeți Morar, că prin această, de exemplu, Morar, eu ajutați, sigur că spuneți da. Că principalul pericol este Vlad Plahotniuc, trebuie să-l înlăturăm, pentru că dacă nu îl înlăturăm, atunci gata. Iar cu noi. Iar ceilalți sunt actori politici, deci, de criticat. Așa de tare îi atacați pe cei care, așa declară ei, luptă cu Plahotniuc, încât eu nu știu dar ce pe, cine mai, pe cine mai mult îl ajutați. Dar ce le fac eu prin asta? Eu încerc să-i determin și de fiecare dată le-am spus, nu vă trebuie, dar haideți să mergem pe pași. Le-am spus în iunie 2014, am vrut să fiu auzit, le-am spus, oameni buni, avem nevoie de alegeri parlamentare, nu prezidențiale, parlamentare, avem nevoie să scădem pragul electoral. Dar și, ei vorbeau atunci despre alegeri parlamentare. Da, nu, dacă știți, manipulau. Când am mers și am vorbit cu domnul Boțan, care făcea cetățean în Piața Mare Adunării Naționale, el a zis, dar nu, dar aici se conține, facem tot. Iată, deci au făcut 3 camazuri de rezoluții, n-a mai înțeles nimic,
Și eu am spus-o atunci, oameni buni, opriți-vă, înnebuniți lumea cu atâtea rezoluții. Înnebuniți lumea. Deci lucrurile întotdeauna trebuie să fie foarte clare. O paradigmă maxim două pentru o revoluție. Pot eu aici să o paradigmă maxim două pentru o revoluție. Două tone de rezoluții, mă iertați. Domnul, dacă îmi permiteți, să continui ce aici a spus doamna Natalia. Vorbind de cele trei camazuri de rezoluție și de faptul că se zăpăcește lumea, urmărind din când în când, nu sunt un patron sau un fan fidel, un spectator fidel la emisiunilor, dar vă sunteți pe radar, aveți o manieră alegorică de exprimare, neauși foarte articulate deseori. Mi-e interesant să vă urmăresc. Aș vrea mai neauș să fie, dar nu desigur, cum a fost în cazul toamna 2010, când ați prezis că Vlad Plahotniuc va fi numărul 2 pe listă și eu chiar am fost la ședința în care s-a discutat acest lucru și v-am și citat că sau cu pădure domnească. Ați avut sclipiri. Ați avut și ieșecuri. Da, ați fost împotriva mea pentru că ați votat pentru Plahotniuc să fie pe listă. Da, stați. Da, de unde știți acest lucru? De la dumneavoastră. Eu v-am spus? Da. În emisiunea lui Natalia Morar, pe data de 26 septembrie, la Politica. Eu am fost acel membru a Consiliului, dacă tot drept replică, acel membru a Consiliului Politic PD, care în față cu Vlad Plahotniuc, era mai aproape, așa ca Natalia Morar, i-am spus, este o greșeală, dragi colegi, ca dumnealui să fie numărul 2 pe listă. Am spus-o în cercul, în față, nu pe la televiziuni, nu pe la... Dar sunteți acum de acord cu mine că contează votul până la urmă? Haideți, contează poziția, stați puțin. Până la urmă, eu votul mi l-am dat când am plecat. Am renunțat la o carieră diplomatică, oarecum, care putea să crească și mai departe. Dar nu despre asta vorbim. Vorbim despre tonele de acuzații pe care dumneavoastră le împrăștiați cu dovezi, fără dovezi, așa, din intuiție, din percepție, la stânga și la dreapta și creați așa un fel de amestecătură. Oamenii sunt zăpăciți și asta va conduce, în opinia mea, la sporirea acestui sentiment de lehamete, de dezgust față de viața politică. Și oamenii, în loc să mobilizați niște energii pozitive, dumneavoastră le descurajați. Iată, aici eu converg cu percepția Natalie că maniera în care dumneavoastră știți să dați sfaturi prostului satului, pe Năstase din prostul satului nu scoateți. Asta este modalitatea să faceți receptiv. Domnul, pe nu spuneți Andrei Năstase, spuneți prostul satului. Eu vă dau replică și haideți să analizăm împreună, fiindcă mi-ar fi la fel de mult sau mai mult interesant să dezbatem împreună ce se întâmplă, care sunt procesele importante, ce se poate întâmpla. Acum, în pauză, am vorbit despre acest referendum inițiat de un grup de reprezentanți activiști ai societății civile și nici dumneavoastră, nici eu nu înțelegem poziția Maia Sandu de ce nu susține. Dar întrebările eu aș prefera să le punem de o manieră respectoasă, totuși. Eu n-aș vrea să scot în publicul ăsta mai larg al dumneavoastră, la TV8, deci termenii pe care îi folosesc eu într-o emisiune de autor, dar aha, e foarte bine că faceți, imediat vă spun, imediat, deci îmi dați posibilitatea să fac publicitate emisiunii mele care are loc de la 20-30 în fiecare miercuri, și pentru că acolo există un auditoriu care stă de 4-5 ani de zile, știe foarte exact contextul în care spun eu lucrurile astea. Aceea e o emisiune de autor, la fel cum eu pot să scriu un pamflet în care câteodată folosesc cuvinte foarte dure, este adevărat, dar asta e un alt gen, asta e literatură. Deci eu am avut odată o atitudine chiar un pic mijenă atunci când mă întâlnesc cu un om care i-am zis în felul ăsta, dar trebuia să dau tare, pentru că eu am considerat, deci, modul în care societatea civilă a sprijinit membrii comunității LGBT. Eu am considerat că e discriminat. Atunci când mai multe vedete naționale au apărut într-un film cu buline roșie, cu 18+, eu am considerat că este o discriminare. De ce trebuie să consider că un film din ăsta trebuie să-l bagi la 18+? Mie nu mi se pare așa. Ne abatem. Eu am spus acum în context. Eu nu vreau să scot expresiile pe care le spun acolo într-un public atât de larg. Știți de ce? Pentru că o să mă invitați încă peste 2 ani de zile și o să creeze impresia că iarăși, deci eu... Dar, domnul Cano, asta tot este spațiul public și dumneavoastră este spațiul public. Este adevărat, am nevoie de foarte mult timp ca să-i explic de ce eu consider că acest personaj, care este un personaj în satele noastre, prostul satului, n-avea loc în politică în 2015. Pentru că nu de acest personaj aveam noi nevoie în piața mare de naționale. Dar eu transpir, dar eu alerg, dar eu nu știu ce mai fac. Mucanu, și dar noi asta am ajuns de la o problemă, dar asta dumneavoastră trebuie să decideți. Noi am ajuns de la problemă, eu am dreptul. Eu folosesc o anumită vehemență de limbaj în emisiunea mea și acum la fel. Dar această vehemență de limbaj este justificată, pentru că nu pot altfel să sancționez
o prostie atât de mare. Că de la încercarea de a-l înlătura Plahotniuc, l-am adus pe Dodon. Nu vă pare că electoratul sunt cei care ar trebui să-l sancționeze sau nu pe Andrei Năstase, de exemplu? Eu îi ajut să-l sancționeze. Eu le spun, așa cum am spus, doamna Morar, eu nu sunt omul care să încerc să mă mulez pe dispoziția oamenilor. Eu știu că dispoziția oamenilor... Mi se pare că încercați să vă mulați. Nu. La diferite auditorii veniți cu mesaje diferite. Nu e adevărat. Cu adresări diferite. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Domnul Popov, eu peste tot mă adresez la fel. Uiteați-vă. Când am spus chestia asta cu prostul satului, am spus că nu o să am timp să-i explic pentru electoratul dumneavoastră. Nu că eu nu l-am numit prostul satului, nu că eu nu vreau să-l numesc în continuare prostul satului. Eu nu o să am timp să explic oamenilor de ce m-a ofticat atât de mult acest personaj. Publicul m-a văzut pe mine în acțiune timp de un an jumătate la acest post. Da. Acum un an și jumătate, în vara anului 2016, mi-ați dat o poreclă. Și a spus că sunt calul troian al lui Plahotniuc. Și încă o să vedeți ce măgării vine de la Andrei Popov. Știți de unde venea chestia asta? Nu, venea, nu contează. Vă mențineți această părere? Domnul Popov, dar dumneavoastră mențineți aceleași declarații care le-ați făcut atunci? Nu că văd că renunțați la dânsele. La care declarații? La declarațiile care le-ați făcut în emisiunea doamnei Morar. Ce legătură are declarațiile? Ba da, pentru că percepția mea a fost foarte clară. Mie mi s-a părut cu totul anapoda să pleci din partidul lui Plahotniuc și să vorbești în halul ăsta despre Plahotniuc. Eu când am spus de Vania Auziac, care e un personaj simpatic, vreau să vă spun, eu în emisiunile mele când am momente de sinceritate mare, am întotdeauna grijă să nu devin și eu Vania Auziac, adică să nu merg până acolo. Adică și eu, în felul în care am vorbit, și nu este o speculație, eu m-am referit exact la emisiunea în care dumneavoastră ați fost Vania Auziac. Eu propun să depășim această etapă. Okay. Eu vă rog, deci personal, cine, pe cine, cum, pe mine la fel, domnul Mocanu foarte des mă numește în diferite feluri. Sincer, pentru mine asta nu este o problemă și nu prea mă interesează. Nu mă interesează. Eu vreau aici discut cu dumneavoastră ca cu o persoană politică. Okay. Haideți să vorbim despre politică și despre cele mai importante evenimente care ne așteaptă. Pentru că dumneavoastră întotdeauna vorbiți că știți, aveți surse. Apropo, nu știu de unde, dar de multe ori spuneți despre lucruri care urmează să se întâmple și uneori aceste lucruri se adeveresc. Potrivit dumneavoastră, este în acest an care ne așteaptă până la alegerile din 2018, la ce mari perturbări noi trebuie să ne așteptăm? Cele mai importante evenimente politice? Noi avem anul viitor, este un an aniversar și un an electoral. Când spun un an aniversar, este anul centenarul Unirii care va marca anul 2018. Și noi avem o bună parte a populației care va marca acest eveniment pe parcursul întregului an. Eu mă asociez cu acești oameni, chiar dacă nu sunt un om care merg pe la sărbători, nu depun flori la monumentul Ștefan cel Mare cu nicio ocazie. Dar eu și Mișcarea Populară Antimafie suntem din acest spectru politic. Adică este aniversarul anului centenarului Unirii și este anul electoral 2018. Vreau să vă spun că Plahotniuc, care a părăsit centrul stânga spectrului politic, va încerca să reintre în politica moldovenească la anul viitor pe ușa unioniștilor. Și eu am atenționat acest lucru. Deci vreau să vă spun că Plahotniuc are la GBC, acolo la el, are o întreagă secție care se ocupă de unionism. Îl are pe unul kosovan, care umblă, e un fel de borset ca unioniștilor. Care s-a băgat în Sfatul Țării 2, care și acum... Din păcate, și eu acum nu mă refer la acești oameni frumoși, eu mă identific cu ei, eu nu mă refer la oamenii care trăiesc sincer acest sentiment. Dar la care forțe politice vă referiți? Forțe unioniste prin care Vlad Plahotniuc va încerca să intre în politică, spuneți? Mai toate cele care le avem în spațiu public. Eu cred că ținta lui sunt PNL-ul, punul ăsta lui Șalaru, în mod sigur, care se mai identifică din spectrul ăsta, cu excepția noastră, desigur. Dar eu cred că și nu numai la partide politice... Vreți să spuneți că toate sunt controlate de Plahotniuc? Eu nu vreau să spun că sunt toate controlate de Plahotniuc. Eu cred că Șalaru este direct controlat de Plahotniuc. Eu cred că Șalaru este controlat și prin bani, dar și prin șantaj.
pentru că dacă se știe foarte exact unde este Vitalie Strună, cel de la Căile Ferate care a fost implicat în mai multe fraude la Căile Ferate și care este fugar la ora actuală, se știe foarte exact să află într-un oficiu la București, adresa se știe exact să află la Lukoil, se știe foarte bine și el știe că într-o bună zi poate să-i vină apelul, să vină la Chișinău, să vină cu un fel de autodenunț, cum a venit Șor, cum vine Gorbunțov. Dumneavoastră este adevărat, atunci de ce pe listele PUN se regăsește fostul președinte Traian Băsescu? Nu pot să cred că dumneavoastră este atât de naiv. Eu cred că Băsescu este într-o rătăcire onestă. Eu îl cunosc foarte bine pe Băsescu. Eu am încercat să-l opresc pe Băsescu să vină la Chișinău când eram consilier prezidențial. Eu care aveam o relație cu bună, cred eu, și instituționalizată foarte bine cu administrația lui Iliescu. Deci când a venit Băsescu, din păcate, în administrația lui Băsescu era varză. Deci lumea era din stradă, nu erau, stăteau și beau ceaiuri și cafele. Tot ce fusese instituționalizat atunci pe linia Chișinău, București, s-a ruinat, nu știu cum, și eu am mers la Băsescu și am încercat să-i explic. Deci, uneori nomenclatura poate fi mai eficientă decât ăștia care... Da, avea un mecanism, un management. Și eu am încercat să-i explic lui Băsescu atunci maniera în care ar trebui să vorbească cu Voronin. El a dat într-o parte toată chestia asta, a venit pe linia lui Șalaru Plahotniuc și eu spus lui Voronin că zice, hai să facem unirea. Să-i propui lui Voronin unirea, asta e ca și cum i-ai propus lui Ben Laden să creșteneze. Cam asta era. Dar omul nu avea chestia asta. El e frumos în felul lui, dar este un pic nesăbuit. Deci el a făcut politică nesăbuită și în România și acum modul în care a venit el în Republica Moldova este un pic nesăbuit. Pentru că dacă Băsescu venea cu anvergura pe care o a avut-o el atunci când și-a ales America partener strategic România și-a plasat România pe o axă extraordinară. A făcut din România un vârf de lance a politicilor americane în această zonă. Pentru asta l-am salutat și o să iert multe greșeli pentru această acțiune pe care a făcut-o. Inclusiv greșeala de a se asocia cu PUN? Eu deocamdată consider această greșeală a lui ca o rătăcire onestă. Adică omul crede că e atât de mare încât va reuși să surmonteze acest handicap pe care îl are. Întrebarea ta cu privire la principalele evenimente care vor marca anul viitor se referă și la mine? Eu închei acum. Deci eu consider că evenimentul cel mai important anului viitor este că anul aniversar 2018 Plahotniuc va încerca să-l folosească în folosul lui, încercând să intre de tot pe dreapta spectrului politic. Și iar Maia Sandu, care nu-și dă seama și pe care îmi spuneți că o critic, pentru asta o critic, că pentru că prin Năstase ajunge direct la USATI, se duce drept spre interesele Moscovei în Republica Moldova. Exact cum spun televiziunile lui Vlad Plahotniuc. Da. Exact. Dar pe mine nu mă interesează ce spune Plahotniuc, pentru că Plahotniuc exact asta vrea. Eu acum îl denunț. Exact asta vrea Plahotniuc. Plahotniuc vrea să o placeze pe Maia Sandu împreună cu Năstase la USATI, pe stânga, iar el să ocupe tot spectrul politic pe dreapta. Deci el trebuie să devină rău necesar acum. Deci el în 2018 spune în felul următor. Băieți, ce vreți? Nu vreți vot mixt, facem proporțional, că nu asta este scopul nostru. Scopul, adică prețul pe care voi trebuie să-l plătiți, sunt eu. Sunt eu politician. Ori m-a acceptat să mă luați pe mine în car, ori atunci eu dărâm totul. Asta este evenimentul anului 2018. Deci Plahotniuc la ora actuală. Și eu când am spus de unioniști, am avut în vedere că unioniștii deocamdată sunt tocmai cei care au porțile deschise. Nu simpli unioniști, liderii unioniști care joacă pe planul lui Plahotniuc la ora actuală. De aia ceea ce spun eu acum coincide cu ceea ce spun pe televiziunile lui Plahotniuc. Pentru că Plahotniuc asta vrea. Să o ducă pe Maia Sandu pe stânga la USATI și ea deja e în drum încolo, împreună și cu... Și dumneavoastră, într-un fel, îl ajutați. Eu nu-l ajut. Pentru că permanent vorbiți despre aceasta. Eu îl denunț, oameni buni. Eu îl denunț. Andrei. Eu, spunând lucrul ăsta, încerc să preîntâmpin să se întâmple acest scenariu. Eu de aia îl spun, că poate acest scenariu nu va avea loc. Și propuneți Maia Sandu să meargă ea la unioniști. Să meargă cu Băsescu, nu cu Năstase și USATI. Am înțeles. Andrei, principalele evenimente care ne așteaptă. Eu doar să fac o precizare că în acest format am fost invitat ca unul din cei doi invitați, o precizare, scuze, da? Eu cred că anul care îl avem în față înaintea alegerilor, care probabil vor avea loc în noiembrie, decembrie 2018, nu se știe, dar putem admite ca ipoteză de lucru că vor avea loc într-un an de zile. Din păcate, eu mă tem că se vor accentua trei procese
care au marcat sfera politică din ultimii 2 ani de zile. Primul, o concentrare și mai mare a resurselor puterii într-o pereche de mâini, cea a liderului Partidului Democrat. Da, se poate. Doi, și mai tare decât acum? Se poate, se poate. Doi, o slăbire și atunci mai mare, inclusiv prin fărămițare și învrăjbire reciprocă a potențialilor oponenți. Trei. Adică a opoziției. A opoziției, de toate culorile. Trei, stimularea stării de lehamete, apatie, dezgust și neîncredere în societate, demobilizarea societății, părții active care ar putea să se unească împotriva sau în jurul unei agende anticorupție, de care se teme personajul ceea politic ce de respectiv. Fapt avantajează puterea. Absolut. Și poate patru, continuarea, dar într-un regim controlat, a construcției acestui sistem politic bipolar, în care de o manieră aproape artificială s-a lăsat ca tot spectrul de stânga să fie ocupat de un singur politician, Igor Dodon și partidul său, astfel încât să se creeze o sperietoare umflată, în opinia mea, că pericolul existențial pentru Republica Moldova și pentru parcursul european nu ține de furtul miliardului, de statul capturat, de instituțiile statului care deservesc interese de grup, de îngustarea spațiului unde se poate omul exprima. Dar pericolul principal nu este. Pericolul principal este Dodon, Rusia, Putin și perspectiva câștigării fulminante a legilor parlamentare de către Dodon și socialiști, ajutați de Putin. Iar în numele apărării Moldovei de acest pericol existent, toate acuzațiile, certurile cu privire la dosarele corupției, justiției, statului capturat trebuie să fie încheiate. Și toată lumea să vină grămăjoară în jurul Partidului Democrat. Eu nu asta am spus? Nu, nu, asta, asta se dorește. Păi, dar eu asta spun. Așa spun și Popov. Întrebarea este pentru mine principală. În ce măsură oamenii care gândesc liber, și eu sunt unul din acești oameni, dar nu sunt spațiu politic și n-am luat decizie, mai mult decât am luat decizie pentru mine, de moment să nu mă implic. Dar în ce măsură, în primul rând, politicienii Republicii Moldova și de stânga și din dreapta vor găsi înțelepciune, resurse, inteligență pentru a, în aceste condiții neprielnice, într-o luptă total asimetrică și nedreaptă, să strice acest joc. Și aici mi se pare că un punct unde nu am putea găsi un numitor comun ține de această inițiativă cu referendumul legislativ pentru anularea votului mixt, care a fost inițiată de un grup de activiști ai societății civile, dar inițiativa nu se bucură de susținerea unui partid important condus de Maia Sandu. Asta m-a șocat. Ce v-a asta șocat? M-a șocat. Eu cer scuze. Aici că trebuie să ne întrerupem iarăși pe o scurtă pauză de publicitate. Revenim în câteva clipi, rămâneți cu noi. Am revenit în studio, continuăm să discutăm cu Andrei Popov și Sergiu Mocanu. Înainte de pauză, Andrei a vorbit despre referendum. Inițiativă. Da, inițiativă mai multor ONG-uri de a organiza un referendum civici pentru anularea sistemului mixt. Și eu am fost șocat de reacția Maia Sandu, care a zis că asta este o inițiativă pur civică și nu trebuie să o politizăm. Ori eu, nu eu, ci ei au ieșit cu aceiași oameni, cu aceiași oameni. Cu Ștefan Gligor, cu Tofilat, cu alții, cu aceiași oameni au ieșit în meeting împotriva votului mixt. Și acum zice, noi să nu cum să nu politizăm? Deci, deci aici chiar e cazul să mergem și să ne adunăm cu toții. Vedeți? Ca să facem presiune asupra lui Plahotniuc și asupra întregului lui sistem ca să anulăm votul mixt. Noi nu putem merge în alegeri cu votul mixt. Asta e catastrofă. Asta e catastrofă, votul ăsta mixt. Și nu există, nu există aici, chiar nu există. Eu nu o să ies niciodată în stradă alături de USATE, de alții și așa mai departe. Dar faptul că USATE ar sprijini chestia asta din altă parte sau oamenii lui în teritoriu, mine nu mă deranjează chestia asta. Deci acest referendum privind anularea votului mixt trebuie făcut.
trebuie făcut. Și noi o să ne adunăm la partid săptămâna viitoare și o să vedem cu ce putem ajuta, cu orice o să ajutăm ca să aibă loc referendumul ăsta. Și atâta timp cât acești oameni sunt societate civilă, sunt o inițiativă civilă, atâta timp au tot sprijinul nostru. Apropo, la fel i-am tratat pe cei de la platforma DA, când au fost inițiativă civică. Noi am chemat lumea la protest, am ieșit în stradă alături de ei, până s-au început jocurile, până s-a văzut că au agenda ascunsă. Pe acești oameni eu îi prezumesc de intenții bune și o să-i sprijinim. Bine, l-ați criticat pe Igor Bolțan atunci, în perioada aceea din 2015, dar el rămânea în platformă exact atâta timp cât platforma rămânea civică. Igor Bolțan este cel... Da, sigur că da, pentru că Igor Bolțan a promis că face un statut, că el creează o societate civilă, că el creează cetățeanul în stradă. Deci bine, inițiativa lui era frumoasă. Așa multă lume poate fi criticată. Bă, nu, dar nicio problemă, dar el trebuie să recunoască oamenii. Ne abatem acum, ne abatem de la subiectul. Oamenii ca Igor Bolțan, nu este vorba de Igor Bolțan ca persoană, atunci când oamenii din societate civilă sau oamenii activi civic, în afară orelor lor de muncă, mai fac ceva pentru această țară, crizând în acest lucru. Nastase? O produs așa ne ceva? Bine. Domnul Mocan, învățați-vă, sfatul meu, un om mai tânăr, învățați-vă să țineți focusul, să vă focalizați. Iar că noi am prins un punct de convergență, dumneavoastră okay, și eu, okay, da? Da. Haideți să încercăm și să învățăm, să construim alianțe tactice în surprinderea noastră neplăcută cu privire la modul cum a reacționat Maia Sandu. Liderul cel mai popular al opoziției, un simbol al opoziției, cu o credibilitate... Un mit chiar? Un mit, să spunem. Dar faptul că ea a spus vorba rusului spasenie utapaiușih, dela samih utapaiușih. Și spus, acum cred că este bine să o criticăm ca să o îndreptăm, nu? Da, dar să o facem respectuos, fără alegorii peiorative și etichete. Eu cred că această inițiativă nu are foarte multe șanse de izbândă. Sunt multe filtre, multe obstacole în calea realizării acestui demers. Dar de încercat trebuie. Eu sunt și eu de acord. Înțelegeți? Nu numai de încercat. Presiunea pe care o putem pune, exact. Presiunea pe care o putem pune, uitați-vă la manifestările din România acum, presiunea pe care a pus-o societatea civilă a determinat Departamentul de Stat a Statelor Unite ale Americii să facă o declarație prin care a oprit inițiativa PSD-ului. Deci același lucru îl putem face noi acum. Și poate Maia Sandu, chiar dacă are rating mare și ratingul ăsta, nu-i permite să mai și audă. Eu sper că aude totuși. Deci asta transmitem acum. Deci atâta timp cât mai există mitul ăsta și nu-l distruge chiar ea, să facem presiune împreună cu toții asupra lui Plahotniuc, nu spun guvernarea, ca să-l determinăm să cedeze în cazul ăsta. Apropo, eu nu-l cunosc pe Plahotniuc, dar eu urmăresc un anumit stil al lui acum și eu văd deja anumite puncte vulnerabile a lui. Noi putem să... Deci, el intră foarte ușor în frici. În frici face foarte multe prostii. Deci dacă reușești să-l bagi în frici pe Plahotniuc... Și care sunt fricile lui? Fricile lui sunt mai multe. Deci fricile lui eu nu le pot. Deci fricile lui sunt aproape fobii. Deci câteodată omul ăsta, profilul acestui om este că omul ăsta a făcut la viața lui atâtea porcării încât el nu știe de unde poate să-i vină sfârșitul. Domnul Mocanu, dar apropo, atunci când în perioada în care erați consilier al președintelui Voronin, l-ați văzut vreodată în anticameră? Nu, eu nu l-am cunoscut. Eu dar ați auzit ceva despre el fiind consilier, despre un oarecare Plahotniuc? Deci, se spunea că spun Oleg Voronin controlează exact, tot, dar deja se știa despre el. În vă spun foarte exact când am aflat de Plahotniuc. Eu de la Plahotniuc am aflat în momentul în care, vă spun și data, bun, eu știam că există unul, știam încă de atunci de când el a devenit director la Petrom. Asta e subiectul altei emisiuni, doamnă. Nu, nu, numai o clipă, foarte scurt vă spun. Doar o precizare, deci, pentru că deci o precizare. Deci eu știam că există un Plahotniuc, așa, știam cum a ajuns la Petrom, știam de la Marcel Dinu, ambasadorul României, deci asta o știam de acolo. Și în rest, personajul nu mă interesa. Am auzit de el în data de 26 decembrie 2006, în biroul lui Lupu, când Lupu avea o scrumieră cu țigări fumate, fața picată, alb la față, și mi-a arătat la telefon și a zis că l-a sunat Voronin și a spus că vine un om la el. Pentru că se băgase într-o chestie acolo pe vamă, cu mănăstirea Curi, e o istorie lungă. Și a venit la el, Plahotniuc, așa cum știu băieții să vorbească, și era preș Lupu.
Atunci, prima dată în viața lui, Lupu s-a întâlnit cu scârba asta de Plahotniuc în biroul lui, care a venit și l-a făcut preș. Dar o înțeles că e clientul lui pentru mult timp înainte. O înțeles că e pasagerul lui pentru foarte mult timp înainte. Am înțeles. Deci asta a fost așa o mică... Da, o mică da, abatere. O mică acum, abatere. Vorbim, Plahotniuc, de, vorbim de temeri. Să intervin și eu, că e un dialog. Eu cred că teama principală este exact acel front comun care ar sparge acest cer vicios și de la o logică de dezbinare și divizare pe criterii geopolitice și identitare, să ne clarificăm cine e mai român, cine e mai pro-NATO, cine e mai pro-pro-pro sau anti, să ne unim forțele și forțele sunt inegale. De aceea e doar un front comun a tuturor uniți de o cauză pozitivă, să trăim într-un stat liber, un stat în care instituțiile se funcționeze în interesul cetățeanului, dar să nu fie niște unelte ca și justiție, da? Iată, mi se pare, iată, în opinia mea, eu nu l-am văzut, eu îl cunosc pe domnul respectiv, eu nu cred că e atât de ușor de speriat să nu-l ridiculizăm sau să-l caricaturizăm, dar este un oponent foarte serios și foarte organizat și poți rezista unei asemenea mașinării doar printr-un demers inteligent care unește, care reușește să pună pe planul doi diferențele. Eu nu subscriu acestui discurs, dumneavoastră vă puteți permite un asemenea discurs, eu nu subscriu acestui discurs, eu nu cred că lumea trebuie să unească în felul ăsta, eu cred că alianțele politice trebuie să fie pe criterii politice, trebuie să fie clare, trebuie să aibă o agendă foarte dar bine. Deci, dar liber, lipsit de noi nu trebuie să facem, deci eu nu vreau este, să fiu... Nu este o platformă suficientă pentru unificarea vreau, forțelor. Deci, credeți-mă, vă rog, deci această unire a forțelor, această drum pavat cu intenții bune, pentru mine e cunoscut de 26 de ani și iese din asta, iese, v-am spus, Alianța Moldova noastră, iese orice. Deci este mult mai bine atunci când noi avem identități clare, atunci când noi avem parcursuri clare și așa mai departe. În celula sa identitară, cu falanța sa... Nu e vorba sa, de celula. Iată, de pentru referendumul ăsta, fără a ne escrochea unul pe altul. Okay. Hai, în ciuda tuturor, nu așa. Deci avem referendum. Concret pe acest subiect. Avem referendumul. Trebuie să înlăturăm votul mixt. Atât. De acord. Eu sunt de acord. Atât. Și pentru asta, noi nu... Deci, apropo, această sintagmă cu binomul o să ne aducă foarte multe prejudicii la anul viitor. Pentru că Plahotniuc atât de mult este bucuros de această percepție că el... O să țineți minte cum o să dorească el să sară din carul ăsta a binomului și să pomenească exact și din păcate unde aici pe dreapta spectrului politic. El vrea ca dreapta spectrului politic să-l accepte cu toții și deja sunt foarte mulți actori politici care se ocupă de asta. Sunt foarte mulți care se ocupă de asta. Îl considerați pe președinte Dodon ca actor independent? Care nu este controlat de Plahotniuc. Nu, este controlat de Plahotniuc. Este controlat de Plahotniuc. Sigur că da, este controlat de Plahotniuc și până la urmă o să aibă soarta lui Filat. Dodon deja are probleme în interior după referendumul ăsta. Deja are probleme în interior. Și eu îi atenționez acum pe socialiști. În țară pe interiorul partidului. Dar știți, pentru că eu pe socialiști am atenționat încă în februarie anul trecut, când le-am spus cum Dodon a vândut funcția de director la Moldova Gaz. Deja Plahotniuc și în sensul ăsta l-a lipsit de alte profituri. Vedeți că o tăcut de acum de președinție. Nu mai face președinție. De acolo trebuie să-i vii bani. Nu de la Erdogan, cum spun ei. Bun. Știți, dincolo de un caz evident, votul mixt, o doleanță a Partidului Democrat, o idee personală Vlad Plahotniuc de 5 ani de zile, odată votată în Parlament și introdusă în 2013 chiar de Vlad Plahotniuc, evident că socialiștii, mie mi-este evident, i-au făcut jocul și i-au oferit acest colac de salvare care va fi folosit în cazul în care alegerile vor avea loc în baza sistemului mixt, ca PD-ul să distorsioneze opțiunile cetățeanului și să rămână la putere cu un număr foarte mare de deputați independenți, care vin cu resurse administrative, cu bani, cu media. În afară de această dovadă de cooperare și de dependență a socialiștilor sau președintelui Dodon, eu văd și alta, și anume că prin declarațiile sale, președintele Dodon ajută la această polarizare în societate, face jocul lui Plahotniuc, distrăgând atenția de la subiecte care ne pot uni pe toți acum. Corupție, justiție, bună guvernare,
identificarea celor care au devalizat sistemul bancar, iată, sunt subiecte care pot uni toată societatea. În loc ca să se concentreze și din toate tunurile sistemic să bată aici, unificând toată societatea, domnul președinte Dodon, imediat, cred că la o lună de la inaugurare, s-a vântat. Denunțăm acordul de asociere, mare pericol de la Centrul de Informare NATO, istoria Moldovei, interzicem unioniștii, ridicând minge după minge la fileu propagandii holdingului care a îmbrățișat acest comportament. Vor să vorbească doar despre asta. Vor să împarte țara în coloana 5 a FSB, oamenii Moscovei și oamenii lui Băsescu, unioniști deci și mai departe. Deci nu este coloana 5? Stai puțin. Despre asta vor să vorbească? Pentru că sunt subiecte care garantat ne dezbină și garantat sustrag atenție de la problemele principale. Eu înțeleg. Pentru că dumneavoastră aveți acest discurs a doua oară și permanent, eu trebuie să vă spun un lucru. Deci, domnul Popov, dar vreau să vă spun că deja ne apropiem de sfârșitul emisiunii, de ce să fim mai succinți. Domnul Popov, este frumos discursul dumneavoastră, numai că el nu are nicio tangență cu realitățile și cu posibilitățile. Este și nu are, da, este, sigur că este părerea mea. Eu sunt foarte subiectiv în tot ce aici spun eu și plus la asta, eu încă mai am și interes politic. Acest ecumenism politic pe care îl promovați dumneavoastră este contraproductiv unei societăți cum este a noastră, care în de mod ce? Real, în deci nu politicienii dar dizbină acum, societatea. Dar până acum dizbinarea a funcționat foarte bine. Deci dar nu politicienii dizbină societatea. O întrebare. Ați spus adineauri că dușmanul absolut, ați spus cuvântul absolut, Plahotniuc. Ține Plahotniuc, da? Da. Deci dacă este cuvântul absolut, înseamnă că restul diferențelor sunt secundare. Nu e așa? Nu e adevărat. Înseamnă că altceva este absolut. Nu e adevărat. Noi avem... Nu. Deci noi, fără să-l înlăturăm Plahotniuc, noi nu ne putem permite luxul nici să ne unim, vedeți? Nici să ne batem, nimic absolut. Pentru că Plahotniuc nu este o problemă politică deja. Această problemă, apropo, nici nu se va rezolva politic. Problema asta se va rezolva fie de killer de la Moscova, fie de o instanță de judecată europeană. Și Plahotniuc știe foarte bine lucrul ăsta. Foarte bine. De aia eu în emisiunea lui Gonța i-am spus lui Usatăi, care e atât de șmecher în târgul ăsta. I-am spus, du-te domnule și spune adevărul despre asasinarea lui Gorbunțov. Du-te și spune adevărul, pentru că killerii care v-au fost dați pentru asasinarea lui Gorbunțov, vi-au dat Plahotniuc și a doua zi v-au făcut dosar penal. Ascultați-o la timp pe Halupa ce spune. A doua zi Plahotniuc l-a făcut la toți dosar penal. Acum, dumneavoastră spuneați că în Partidul Democrat există atâția oameni cum SICAD. Eu am altă părere. Absolut. Dar haideți să pun binele în față și să vă cred pe cuvânt. Credeți-vă. Haideți să ne unim efortul, nu să unim toate forțele democratice. Asta nu se aducă la nimic. Haideți să ne unim efortul să le cerem oamenilor cum SICAD din Partidul Democrat să-l determinăm Plahotniuc să plece dracului și să lese țara asta. Lumea este șantajată, prisată, de dosare. Lumea este paralizată dacă de frică. Dacă există atâția oameni cum SICAD din partidul ăsta. Deci noi trebuie să fugărim fiara asta de aici, dintre noi. Și mai departe ne batem cum trebuie să ne batem pentru Europa, pentru România, pentru să înlăturăm neutralitatea asta care ne-a adus atât rău acestei societăți și mai departe. Deci e un discurs întreg. Deci, la anul viitor, noi n-avem niciun rost. Ne unim. Dacă nu este înlăturat Plahotniuc din viața politică, noi o să facem figurații. Dar dumneavoastră, cum ați spus, și eu fără rating, și Maia cu rating, toți o să facem figurații în viitoarele parlamente. Dar dumneavoastră acum a spus două lucruri. În primul a spus, el poate fi eliminat, nu de un front comun, de eforturile noastre, dar de cineva din exterior, nu cum a spus. Nu asta am spus. Nu asta am spus, domnul Popov. Nu distorsionez. Nu asta am spus. Repet încă o dată. Ori de repet, instanță, dacă ori cumva o să ne uităm în registrare, dacă am spus asta, exact. Atunci am greșit. Spus asta, Bine, deci nu asta spun. Noi, repet încă o dată, noi nu trebuie să ne ocupăm, eu nu am dispoziții să mă ocup de ecumenismul ăsta politic, pentru că ecumenismul ăsta l-a adus pe Dodon președinte. De ori de câte ori ne unim așa bizar împreună, ori, de atâtea ori are de speculat cineva și de câștigat. Nu la asta m-am referit. Noi, fără să facem efortul ăsta, deci noi nu trebuie să facem uniri politice. Deci există acțiuni punctuale pe care le putem face. Acțiuni punctuale. Plahotniuc spune la ora actuală. Prin ușa asta pe care vrea să intre el.
dreapta, unde îl învață țăranul. Ei se adună, joia am spus o dată în spațiu public, lor nu le vine credere. Joia se adună toți ăștia care au fost la Filat și l-au sfătuit pe Filat cum să ne furi mai frumos, acum îl sfătuiesc toți Plahotniuc. Deci ăștia îl învață. Deci el spune, toată dreapta să unească împotriva Rusiei. Mm-hmm. Domnule Plahotniuc, dar tu dacă ești așa mare erou, nu eu îi spun domn, eu nu-l consider domn, spune în locul lui țăran. Dacă tu ești așa domn și vrei atât de mult să fericești țara asta cu Europa și cu mersul nostru spre Occident, du-te, domnule, și pe Deus să unească toți. Chiar, de unde cunoașteți dumneavoastră cine îl sfătuiește și unde ei se adună în fiecare zi de joi? La GBC se adună. Cine? Deci Țăranu, Andrievski, sunt o listă, sunt vreo 7 care se adună la chiar. Dar de unde știți acest lucru? Supoziții. O supoziție pe care eu o afirm categoric, pentru ca să vă convingeți pe urmă că am avut dreptate. Îi provoc dacă vreți. Noi m-ați provocat pe mine încă o dată. Dumneavoastră provocați prea mult. Din păcate nu mai e așa, vi se pare din noastră. Uitați-vă, dumneavoastră spuneți de acest post de televiziune că se hrănește din banii lui Usate. Așa ați spus acum o săptămână. Din banii criminalilor prin intermediul lui Usate. Dar așa a spus. Sau asta pentru acei 6.000 care vă privesc pe net, da? Iar aici... Nu speculați, vă rog. Eu v-am spus dumneavoastră foarte exact, în cazul că eu nu o să am timp să-i explic de cine ăsta să-i prostul satului. Fără să renunț la sintagma asta. Noi nu avem pe Țăranu aici, noi avem pe Andrievski, avem pe Natalia Morari, pe care unde-s Natasha Morari, Natasha. Dar la vis pe Țăranu foarte des invitat aici în întrebare. Eu nu vreau, chestii personale chiar vreau, nu vreau să le discutăm, mi-e pare că asta este prea mărunt. Asta este prea mărunt. Deci credibilitatea acuzațiilor trebuie probată și este un track record. În cazul în care acuzați pe Țăranu, eu nu știu, poate așa, poate nu așa. Dacă nu spuneți mie în față ceea ce eu știu că e fals. Dar de ce am treptat la dumneavoastră? Nu, noi vorbim despre faptul că dumneavoastră afirmați niște lucruri categorice, provocați, că după ce să ne convingem că e adevărat. Iată, dumneavoastră provocați spunând că acest post de televiziune, în care majoritatea moderatorilor nu salarizați, Chipur le primește bani din Moscova, criminalius, așa spuneți dumneavoastră. Și noi fiind un post de televiziune care este finanțat de European Endowment for Democracy, acum noi suntem susținut de guvernul Marii Britanii și ne bucurăm foarte mult despre și ne bucurăm foarte mult de acest sprijin, pentru că în condițiile unei piețe de publicitate monopolizate aproape în totalitate, altfel este imposibil de supraviețuit. Dar aici vreau să pun punct, pentru că din păcate nu mai aveam timp și chestiile personale chiar nu mă interesează, mi pare că asta este prea mărunt. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participarea în această emisiune. Ne vedem luni la ora 21:30. Vă doresc în sfârșit de săptămână frumoasă.